Hi, my name is Eric Pearl, and I am thrilled to be bringing the brand new Reconnective Healing training program to Bucharest this year, July 10th through 14th of 2015. We will teach you how to begin to feel these frequencies and find them, discover them, and work with them. Volunteers from the audience so you can witness live demonstrations of the healing. Come to Bucharest. I look forward to seeing you July 10th through 14th and learn to become the healing instrument. Bună seara, dragii mei, sunt Roberto Grossa, sunt practician de bază de vindecare reconectivă și reconectare și bine v-am regăsit în direct, ca de altfel, pe fiecare miercuri de la ora 20:30. După cum știți, emisiunea direct cu Roberto Grossa s-a mutat în ziua de miercuri, începând cu ora 20:30, nu mai suntem lunea, acum suntem miercurea. Alături de mine îl am pe colegul meu, Ian Ramon. Ian este mentor la The Reconnection și împreună astăzi vom discuta despre faptul că Dr. Eric Pearl, fondatorul lucrării reconectării în lume, fondatorul The Reconnection, vine în România, dragii mei, după o absență de 5 ani de zile. Bine ai revenit la 6 TV, Ian. Salut, Roberto, mulțumesc de invitație și bună seara tuturor telespectatorilor noștri. Este un eveniment extrem de important, din câte știu foarte, foarte mulți oameni au așteptat ca Eric să revină în România, inclusiv practicienii de vindecare reconectivă și-au dorit reîntoarcerea lui Eric în România. 5 ani, o perioadă destul de lungă și sâmbătă aceasta va veni ca să vorbească celor interesați despre lucrarea reconectivă, despre esența vindecării, după cum cred că deja știți, la Romexpo, începând cu orele 15:30. Haideți să dăm câteva amănunte, oamenilor, pentru că ora 15:30 este ora anunțată pentru începerea evenimentului, nu ora la care se deschid sălile. Și așa a plecat anunțul oficial cu 3:30 după amiază, însă e important de știut, le recomandăm tuturor care deja s-au înscris și au la cumpărat bilete să vină de la ora 3, poate chiar 3 fără un sfert, ca să prindă un loc mai în față, să apuce să ocupe locul, să iei locul de înregistrare. Și e recomandat cel mai bine să vii din timp. Da, pentru că nu vor exista bilete cu loc. Absolut. Biletele nu au loc înscris pe ele și atunci... Cine ajunge primul este și primul în primele rânduri. Și la seminarii check-in-ul se face începând cu 45 de minute înainte de ora de începere a seminarului. Da, absolut. Și aloc o perioadă de timp până când oamenii durează, până se ajung în scaun, se poziționează, totul se relaxează, da, da. Este o conferință pe care a venit... Inițial nu era programată, însă ulterior au găsit o portiță în programul lui Eric și au zis, bun, hai să profităm de ocazie și să-l aducem pe Eric în România, pentru că sunt persoane, chiar poate să beneficieze de aceste 2 ore cu Eric, să afle mai multe despre vindecare conectivă, despre această lucrare. Cei care au curiozitate sau poate au în familie persoane care interesate de acest subiect, zic, da, dar ce-o fi? Hai să vedem. Și este o ocazie de prim contact cu lucrarea în sine, cu energia, pentru că fiind în sală, eu așa am început să
merg la această conferință să aflu despre ce este vorba și apoi să pot decide dacă merg mai departe, dacă mă interesează mai mult, mai ales că Eric va face și o demonstrație live de vindecare și poate cine știe, ești chiar tu în sală. Și... Da, Eric în timpul demonstrației alege pe cineva în sală și demonstrează pe scenă vindecarea reconectivă. Absolut. Și toată lumea are șansa să, oricine are șansa să fie ales pentru a se și ce interesant demonstra pe el. Că tu, dacă tu ai fost ales. La, când Eric a venit în România, te-a ales. Vai, dar m-am dus acolo cu o intenție foarte clară. Am zis, bine, n-am plecat cu intenția să merg pe scenă, dar am plecat cu intenția că vreau cumva să interacționez cu el. Poate și în pauză și în orice moment să mă duc să vorbesc cu el, pentru că Eric a spus ceva care mi-a strânit foarte puternic interesul. Și povestind istoria lui, spunea că a observat că cei care stau în preajma unui om care poartă aceste frecvențe reconective, această energie nouă, se întâmplă un transfer și acel transfer face ca și persoana cealaltă să primească ceva, să aibă parte de niște transformări interioare. Și asta mi-a strânit interesul. Zic, ok, atunci trebuie să fiu cât mai aproape de Eric, da? Și poate mă duc și îl întreb, salut, bine ai venit în România, handshake, ceva. Și... Dar a fost mai mult decât mă așteptam, că într-adevăr, mergând printre rânduri, a zis, tu, eu, primul instinct am fost mai la altcineva, zic, e, părea frumos să fie adevărat, chiar eu, adică am venit și eu în sală și pe mine să mă aleagă. Și da, m-a ales pe mine și senzațiile care le-am trăit în interacțiune respectivă au fost mult peste ce mă așteptam. A fost și primul reale. Tău contact cu frecvențele reconective primul direct. Contact, da, primul contact, da, să știi că a fost o enormă diferență. Faptul că am fost acolo în sală, a fost și un moment până aproape de pauză când chiar mă întrebam, zic, mă, las cam departe, dar eu știu, deja îmi stânea interesul, aș fi vrut să aflu mai multe, să stau mai mult în preajma energiei respective. Mi-a plăcut ce a vorbit, mi-a plăcut foarte mult ce a vorbit, s-a simțit că rezonează cu sufletul meu și faptul că într-adevăr m-a ales atunci. Și s-a întâmplat, mi-amintesc foarte clar că atunci a zis că i-a venit o idee, fiindcă eu m-am dus și am zis, eu nu știu nimic despre asta, am venit pur și simplu de curiozitate. Și atunci am zis, ok, ești un subiect foarte bun, tocmai de asta, că nu știi nimic, n-ai așteptări și poți să vii, și m-am luat chiar pe scenă ulterior. Și atunci m-a pus lângă doamna care era cred că eram unul din cei mai tineri din sală în momentul respectiv. Și stând lângă doamna respectivă, a zis, o să facem ceva complet diferit. Lăsăm pe Ian acum să facă o vindecare în locul meu, ca să vedeți că această lucrare se poate învăța și de altcineva, de oricine, orice vârstă ar avea. Și orice meserie ar avea. Și cum e acel tipar credință, că cu cât ești mai tânăr, ești mai lipsit de cunoaștere și de experiență și de toate acelea, a mers foarte bine să fac această demonstrație. Dacă un om mult mai tânăr ca majoritatea de aici poate să faciliteze asemenea lucrare, înseamnă că toată lumea totuși poate să învețe cumva această metodă. Bine, metodă în ghilimele, acest mod de a interacționa nou cu această energie. Și așa că am plecat de acolo cu foarte, foarte mare bucurie în suflet și ulterior, mergând la seminarii, peste, cred că 2 ani au trecut, dar în sufletul meu a rămas acea amprentă, acea interacțiune de prim contact, de ce a zis Eric. A zis niște lucruri care erau complet în afara perspectivei de care auzisem din tehnici de energie și tot felul de lucrări cu energie negativă, pozitivă, bazate pe frică. Și ce a spus m-a făcut să contemplez foarte mult. Erau așa de profunde încât mi-a trebuit ceva timp să diger aceste lucruri. Dar am decis din momentul acela că vreau să merg mai departe. Am zis că vreau să-mi fac ședințele, am căutat atunci practicien să-mi fac neapărat cât mai repede ședințele. Ulterior am mai trecut vreme, am mai contemplat ce s-a întâmplat, ce transformări au fost în viață și am zis, merg mai departe, vreau să fac seminariile cu el.
Și am observat după aceea un tipar că, practic, el de atunci a început să caute copii, să caute tineri în sală. Ideal copii cât mai mici posibil și dacă găsește de 4-5 anișori, îi ia în față și îi lasă pe ei să faciliteze o vindecare reconectivă. Și doar le arată pe scurt câteva indicii încât ei să înțeleagă de ce sunt acolo în față. Am făcut și la Belgrad, la seminarul de la Belgrad de anul trecut din 2014 cu fetița. Da, da. La Belgrad, parcă, sau la Viena? La Belgrad. La Belgrad a făcut cu fetița. Am fost împreună la Belgrad. Și era o fetiță chiar în primul rând. Uh-huh. Așa că, dragi telespectatori, dacă veniți la conferință, vă recomand să veniți cu copilul. Chiar dacă este mic, veniți cu copilul pentru că va fi foarte interactiv. Și copiii chiar ne spunea Pat, directoarea de echipă la un moment dat, co-teacherul lui Eric, a avut o experiență interesantă când instructorul demonstra la seminar cum această lucrare crește în intensitate, frecvențele cresc în intensitate cu cât te depărtezi de subiectul cu care lucrezi. Și la un moment dat așa de mult a mers în spate, că se tot mergea în spate și arăta că păstrând contactul vizual cu persoana avea anumite reacții. Și la un moment dat a ieșit din sală, pur și simplu, că era un fel de hangar mare și a ieșit din sală și era un copilaș mic cu mama ei și îi spune: mami, mami, ia uite, uite niște chestii care plutesc prin aer. Foarte frumos. Și s-au dus la Eric și au spus această mărturie. Sunt mulți copilași care percep mai mult decât ne-am obișnuit noi să ne limităm la un simplu spectru. Și culmea că oamenii de știință acum au văzut că există curcubeul, care este spectrul pe care noi îl vedem. Dar până la un moment dat în istoria noastră, destul de curând, au aflat despre ultraviolete, despre infraroșii. Da, stai puțin, că există și mai jos de roșu, și mai sus de violet. Dar cu toate astea, noi nu le percepem vizual cu ochii fizici, însă ele s-au dovedit că există. Deci clar există mai mult decât vedem noi cu ochii fizici. Și uite că în această lucrare observăm foarte clar că putem să interacționăm cu un spectru dincolo de ce vedem cu ochii fizici, dar că oamenii chiar au reacții foarte profunde, alții au mărturisit că au avut vindecări pe concret, fost la fiind medic, doar prezenți acolo. Și au, da, chiar prezenți în sală. Și acele persoane, cum a fost la Belgrad, domnul acela care avea o mobilitate foarte redusă la mână și ulterior a putut să... și-a dat drumul complet la flexibilitatea umărului. La articulație, da. La articulație. Chestia asta am observat că le place foarte mult oamenilor. În momentul în care omul vede acest exemplu concret, adică ceva neinterpretabil, în momentul în care iei pe scenă o persoană care... observi că din diferite motive nu poate să-și ridice mâna mai mult de atât, pentru că, cum a fost și una dintre doamnele invitate pe scenă, în primul seminar pe care eu l-am făcut cu Eric în Viena, era o doamnă care povestea că a avut nervul secționat la braț în timpul unei operații și a încercat orice și nu a putut să-și rezolve problema cu mâna. Și după ce Eric a interacționat cu ea pe scenă cu frecvențele reconective pentru câteva minute, nu mai mult, femeia aia și-a unit ambele mâini deasupra capului. E, când vezi o chestie de asta atât de concretă, este imposibil să nu crezi ceea ce vezi acolo, pentru că e foarte concret, e foarte repede, e instantaneu sau aproape instantaneu. Da, asta așa este. E foarte bună dovadă. În principiu este foarte real pentru majoritatea lumii și chiar n-ai ce să mai contești. Dar dacă ești o persoană care s-a obișnuit să trăiască doar în sfera logică a creierului, există foarte multe îndoieli, într-adevăr. Și așa este, pentru că mintea întotdeauna ne pune bariere dacă o lăsăm de capul ei. Și cu toții am trecut cel puțin odată prin momentul când am zis: eu nu pot, eu nu sunt suficient de bun, eu nu așa. Și poate din cauza contextului vieții am fost forțați să ne depășim acea limitare. Și ne-am dat seama că, știi, a fost o percepție doar asupra
Doar o părere a minții care n-avea nimic real în ea. Chiar în engleză există acel acronim, este fear, din engleză, este la un numit ca un acronim. False evidence appearing real. Evidențe false care par a fi adevărate. Asta au denumit în engleză acronimul acela pentru frică. Că, într-adevăr, câți oameni n-au depășit cel puțin o frică în viață? Sigur au depășit o frică. Și după aia te uiți în spate și zici, habar n-am de ce mi-era frică. Și chiar interesant că o anumită doamnă la seminar în Germania, când am fost acum, la exerciții din timpul seminarului, a avut niște reacții fizice. Se mișcau musculatura, avea spasme musculare și destul de intense. Și practicianul care lucra cu ea era o româncă stabilită în Germania și în pauză a venit la mine să-mi spună, uite, știi că tu ești mentor și vreau să spun o chestie, eu m-am speriat, mie mi-e frică. Zic, ți-e frică de cine? Că suntem doar noi, suntem oameni, de cine ți-e frică? S-a luat cineva de tine? A, nu, dar uite, am văzut pe masă că tremura așa și zic, bun, dar tu ai întrebat persoana respectivă ce a trăit, ce a simțit în timp ce tu o vedeai că tremură? Păi nu. Păi uite, întreabă. Și chiar sincronicitatea făcea că doamna aceea venise și zic, uite, ea este, da. Bun, hai să o chemăm să vorbească. Și fiindcă vorbea germană, m-a rugat-o să-mi traducă ea. Și acea doamnă îi spunea, zice, vai, draga mea, tu de ce te sperii așa? Tu știi ce bine m-am simțit, mai făm, eu mai stau dacă mai faci, e așa bine. Noi am mai trăit asta, am făcut și vindecare conectivă înainte să vin la seminar și sunt obișnuită cu asta. Dar nu știu de ce, eu mi-e să-și sincer, mi-a fost bine, sub Doamne ferește, că n-am. Și vezi că este acea judecată care apare. Și există, cum o numesc eu, o suferință pe care unii oameni o au și suferă de părerism. Se uită la ceva și încep să nască idei, dar ideile alea nu vin decât din ce s-a văzut până sunt atunci. Doar speculațiile minților care nu au absolut nimic real în ele. Foarte mulți oameni fac chestia asta și în majoritatea emisiunilor am încercat să dezbatem mai multe ori această problemă, pentru că cred că oamenii trebuie să se educe singuri în acest sens. Cred că trebuie să înțeleagă că orice părere care este doar o părere este numai o simplă speculație și nimic mai mult. Și ca orice speculație are șanse ca 50% să fie reală și 50% să nu fie reală. 50 minus 50 matematic egal cu, știm toții, da, asta e valoarea oricărei speculații. Și eu, acum, sincer, chiar am avut și eu îndoiel la început. De aceea am zis, bun, decât să sufer de boala asta anumită părerism, mai bine mă duc la conferință și văd pe pielea mea, văd dacă trăiesc acest lucru. După aceea, tot aveam îndoieli. Cu toate că am văzut am fost pe scenă acolo, Erica a venit lângă mine, a zis, ține mâna așa, uite, simți energia? Da, simt. Și am văzut mâna doamnei respective care tremura, ea se uita cu ochii mari la mine ce se întâmplă și chiar mi se părea foarte ciudat că nu mai trăisem în viața mea modul acesta de a permite acestui influx să lucreze și chiar era altceva, se simțea diferit, era altfel percepția, mult mai intens și fizic se simțea real. Și cu toate astea m-am dus acasă și încă aveam mintea mea, ziceam, fi pe bune, poate a fost ceva. Da? Dar am interacționat cu mai multe persoane. Am luat-o, mama, bunica, tata. Uite, simți ceva, se sugerează ceva. Prietenii, când aveam ocazii, n-am fost practician imediat, dar am zis, hai să vedem. Și cu toții au avut ceva senzații, aproximativ cu toții. Unii n-au vrut să recunoască. Asta știu, mi-au recunoscut după aceea. Mi-a fost teamă să-ți spun că m-a gândit la piciorul sau mi se ceva în stomac, m-am speriat, mi-era frică. Zic, de ce? Nu știu, dar mi-era frică. Zic, foarte bine. Ți-e frică, dar nu știu de ce ți-e frică. Mentalitatea de frică în care oamenii au fost învățați să trăiască atât de mult timp și multora le este frică să renunțe la mentalitatea de frică. Un întreg cerc vicios, știi? Sună ciudat, dar nu știu. Cred că în momentul în care conștientizezi, când îți dai seama cu adevărat că frica nu este reală,
că frica e doar o mentalitate, doar o speculație. E o emoție, în primul o rând. O emoție. E un indicator. Exact. Eu așa exact. O iau, e un indicator. Uh-huh. Dar când privești lucrurile diferit, o să-ți dau un exemplu foarte haios cu chiar un client și îmi zicea că a citit undeva că apa, datorită că trece prin cotloane și are unghiuri drepte și așa, devine, cum se numește, apă moartă. Și când se uita la caloriferele lui, își imagina că apa aia din calorifere suferă și emană energie negativă. Hai, mă gândeam, zic, și Doamne, era singurul care își făcea în mintea lui, autosugestionându-se în acest sens. Da, și zic, bun, și cum a fost? Și m-am simțit prost, încep să-mi doară capul și zic, bun, dar hai să vedem, te-a durut capul înainte sau după ce ai început să te gândești la apa moarte din calorifer? Păi după. Zic, păi bun, dar înainte să te gândești nu era apa aia tot acolo? Și totuși nu te afecta. Deci frica nu vine decât ca un răspuns al unui gând, al unei proiecții. Și în general, cum a fost și doamna respectivă, ea își proiecta niște scenarii. Wow, fiu persoana asta posedată, o fi, eu știu cine știe ce energie. Dar până atunci, și culmea, persoana respectivă, în timp ce această doamnă se străduia să nu o ia la goană din cauza ce imagine își făcea minte și produceau frică, cealaltă persoană avea o experiență deosebit de profundă și era într-un extaz, ne povestea așa bucurie simțea în momentul ăla, n-avea cuvinte să exprime. Și uite, aceeași experiență, dacă te uitai din afară, vedeai două persoane care interacționează. Una era într-un extaz total și cealaltă era într-o stare de panică. Luăm o scurtă pauză de publicitate, dragii mei, revenim în câteva momente, după care vom discuta și despre programul care va fi sâmbătă la conferință. O să vorbim și despre faptul că și practicienii au propria lor întâlnire cu Eric Pearl de la ora 13, dar asta imediat după publicitate. Din nou în direct cu Roberto Grossa, alături de mine în platou, colegul meu, Ian Ramon, mentor de Reconnection. Da, dragii mei, ați înțeles bine, Eric Pearl vine în România, avem șansa să-l întâlnim cu toții sâmbătă la Romexpo, discutam înainte de publicitate despre programul conferinței. Noi am continuat discuția și în pauză. Haideți să revenim acum. Să le spunem ce am discutat în pauză telespectatorilor noștri. Conferința a fost popularizată cu ora 15:30 ca și oră de începere a conferinței cu publicul larg. Da. Dar recomandăm oamenilor să vină de la ora 3 fără un sfert, pentru a putea să înregistreze, să predea biletele cu datele lor și să-și găsească un loc cât mai în față posibil în sală. Și ce este foarte important, Eric va veni în România nu doar pentru publicul larg, se va afla sâmbătă aici, inclusiv pentru practicienii actuali de vindecare reconectivă și reconectare. După cum bine știți, emisiunea Direct cu Roberto Grossa este la ora actuală singura emisiune în care se vorbește despre vindecarea reconectivă și reconectare. Știu că inclusiv practicieni de vindecare reconectivă din România se uită la emisiunea noastră acum. Da, și e bine să anunțăm că se anunță o sesiune de întrebări și răspunsuri direct cu Eric Pearl. Acum suntem în direct cu Roberto Grossa, atunci direct cu Eric Pearl. Eric Pearl. Și puteți recomandarea să vă scrieți întrebările pe foaie pentru a le avea pregătite la acea întâlnire, ca să e bine să te pregătești atunci să profiți de ocazie, să le ai deja scrise. Poate vor fi, cu siguranță vor fi și întrebări comune și ar fi excelent să fiți în sală. Tot cel mai bine e la unul fără un sfert, unul fără 20, să fiți în sală și vom începe cu siguranță ședința la 1 până la ora 2.
întrebări și răspunsuri, iar ulterior o pauză și va începe conferința cu publicul larg, iar ulterior... Care va fi de la 15:30 începe până la 5:30. Până la 5:30, când va începe sesiunea de autografe pentru cei care doresc autograf. Da. Cine are cartea, veniți cu cartea sau cu cărțile și vom face, Eric va oferi autografe pentru... Dacă sunt persoane care nu au deja cărțile lui, presupun că vor putea să le procure de acolo. Cred că da, de la sală, sigur. Știu că de obicei au existat câteva exemplare pe care oamenii au putut să și le procure direct de acolo. Da. Din câte știu, există la stand și vor putea lua chiar din sală. Uh-huh. La sesiunea de întrebări și răspunsuri care a fost la Belgrad, știu că s-au putut înmâna și întrebări scrise direct pe hârtie. O parte din întrebări au fost înmânate pentru a fi citite direct pe scenă, iar altele au fost puse direct prin microfon. Sală, da. Dacă sunt oameni, nu știu, care sunt mai emotivi și nu pot să își adreseze întrebările direct din sală prin microfon, vor avea posibilitatea să-și noteze întrebările pe hârtiuță, să le dea pentru a fi citite pe scenă? Depinde și de moment, sincer, depinde de moment. Dacă sunt foarte multe persoane foarte dedicate, acum eu vreau să spun și așa, și na, e ca și în viață, dacă ești retras și timid, sunt oameni care sunt foarte motivați și eu vreau și vreau să fac asta. Deci, da, bine, în general se întâmplă că cei care sunt mai emotivi, mai timizi, se răspunde oricum, pentru că sunt întrebările, vor fi comune, mare parte din ele. Da, recomand totuși, dacă sunt practicieni de vindecare conectivă, să-și treacă peste, să lucreze pe frica respectivă, că totuși e vorba de a comunica ceva, să fii sincer și să comunici, că poți să ai o întrebare genială, care ne ajută pe toți din sală. Deci comunică cu încredere că nu ne întâlnim să facem mișto unul de altul, ne întâlnim să punem niște situații clare pentru a primi răspunsuri, pentru a vedea împreună care sunt cele mai bune soluții. După întâlnirea din 21, care va fi la Rome Expo cu Eric, va mai urma anul acesta încă un eveniment, tot cu el, despre care aș vrea să pomenim în câteva cuvinte, pentru că poate sunt persoane, de exemplu, care nu pot ajunge sâmbătă aceasta la întâlnirea cu el. Unii sunt plecați sau unii au niște treburi foarte urgente și nu pot să renunțe la le face. Făcute. Să le spunem oamenilor că mai au o șansă să le întâlnească tot anul acesta în iulie, când el va veni din nou. În 10-14 iulie vor fi seminariile pe care structura va fi de nivelul 1, nivelul 2, pentru a deveni practician acreditat de vindecare conectivă. Și vineri seară, pe 10, este iarăși o ocazie să poți să participi la o conferință de 3 ore, deci un pic mai lungă, sunt 3 ore. Va fi mai lungă atunci conferința. Și au numit-o seară de lucru, în care se fac exerciții, se lucrează, e puțin mai intens. Și aceste detalii se pot găsi pe site, se pot înregistra tot pe site și e o altă posibilitate. E mai departe ca timp, dar este de notat. Poți să participi separat la conferință numai și ulterior la seminarii, dacă te decizi. În acea vineri din iulie va mai exista o sesiune de întrebări și răspunsuri cu Eric? Ai informații despre asta? Da, deci, va fi și atunci. Ședință, da, pentru practicieni. Cei care sunt deja practicieni, poate nu ajung acum, pot să ajungă în iulie și va fi comunicat. Este deja pe site-ul lor și va fi comunicat tuturor practicienilor. Haide să revenim un picuț la... înainte de a trece la cele mai frecvente întrebări pe care le au oamenii, referitor la această lucrare, haideți să revenim la partea de participare la această conferință, da? Cea de sâmbătă, martie. Pentru că sunt foarte mulți oameni, din câte am observat, care se limitează singuri.
Sunt unii care cred că este necesar să ai anumite aptitudini să faci treaba asta, că nu știu cum să-ți spun altfel. Hai să demontăm un pic mitul ăsta, pentru că foarte mulți oameni se programează, se autolimitează în acest sens. Da, știi? E bine de știut că hai să vorbim despre cine poate participa. Exact, este deschis, cum spuneam, publicului larg, pentru că orice om din orice categorie socială poate participa, fiindcă vindecarea reconectivă nu necesită un antrenament anterior în vreo tehnică specială sau vreo meditație specială sau vreun regim alimentar special. Nu este o sectă, nu este o organizație cu circuit închis. Este o... Nu e o religie. Nici măcar nu e o religie. Da. Are o filozofie a ei, care până la urmă se regăsește în marile înțelepciuni de pe întreaga planetă. Și care e extrem de concretă în fond. E ceva ce există practic, în fiecare din concret. Noi. Și e natural, e parte din ființa umană. Da? E parte din ființa umană să-ți dorești să oferi celorlalți bine și bine. Sunt multe aspecte, dar e deschis pentru toată lumea. Nu vei semna vreun contract special. Poți să vii, poți să pleci când vrei tu. E vorba de o descoperire. E ca și cum avem un telescop și eu ți arăt că mai există o planetă. Și tu te uiți pe telescopul ăla și vezi și spui, dacă wow, vrei, uite uiți, interesant, uiți, planeta aia chiar tu. E acolo. Da. Nu trebuie să te cred pe cuvânt pentru că o văd. Exact. Și descoperi tu. Nu trebuie să mă crezi pe mine. Eu zic, uite, există. Uite-te și tu și experimentează. Așa că e deschis tuturor celor care vor să treacă la un nivel superior de înțelegere, de evoluție, cei care vor să depășească fricile din viața lor, cei care vor să depășească limitările tehnicilor. Cum eu personal am simțit în tehnica care o făceam că nu prea mai merge așa cum simțeam nevoie de ceva mai mult, mai eficient, mai rapid, mai adaptat momentului prezent de evoluție. Și de asemenea cei care vor să fie la curent cu noutățile sau vor să descopere mai multe metode, mai multe posibilități de a aduce echilibru în viața lor și în viața celorlalți sau în viața familiei. Pur și simplu participarea la conferință îți oferă o altă perspectivă care doar această perspectivă și energia din sală care se creează e foarte benefică. Dăm voie să fac o recomandare aici practicienilor care la ora actuală practică anumite tehnici de vindecare sau practică alte moduri de a facilita vindecarea. Vreau să fac recomandarea asta prin experiența mea de lucru ca bioenergoterapeut timp de 16 ani. Probabil că foarte mulți dintre voi mă știți de pe vremea în care emiteam pe alte posturi de televiziune. Eu, în momentul în care am constatat prin propria mea experiență ce e cu adevărat vindecarea reconectivă și reconectarea, atunci am văzut cu adevărat că este mult mai mult decât ceea ce eu făceam ca bioenergoterapeut. Asta este doar părerea mea, este doar constatarea mea. Atunci am înțeles că ceea ce făceam eu pe vremea aia era într-un fel limitat doar într-un spațiu. Da? Și făcând chestia asta, căreia noi spunem vindecare reconectivă, am ieșit din acea limită, știi? Am înțeles că nu mai există o limită, pentru că e o chestie care o înțelegi la o manieră foarte practică, știi? Și vreau să le recomand practicienilor care practică alte moduri de a facilita vindecarea sau practică o anumită tehnică să participe la această conferință pentru a vedea și o altă perspectivă a lucrurilor. Exact cum spuneai tu, pot să ia contact cu o altă perspectivă și ar fi o experiență extraordinară pentru că ar putea să vadă acolo și un alt punct de vedere. Ar putea să înțeleagă acel punct de vedere și chiar să adreseze întrebări direct lui Eric Pearl, care va fi pe scenă. O ocazie extraordinară, ținând cont că el este cel care a adus treaba asta în lume. Absolut. Și este cel mai îndreptățit să dea aceste răspunsuri. Fie că ești mămică, fie că și faci, vrei binele copiilor, fie că ești o bucătar, vrei să faci mai bine mâncare,
o perspectivă mai largă asupra vieții, asupra ființei tale umane, te ajută, faci mâncare mai bună, ești o mămică mai bună pentru copiii tăi, poți să fii masseur. Nu înseamnă că dacă vii aici o să trebuiască să faci ca și practician, dar perspectiva și înțelegerea mai profundă și altă energie îți va folosi. Și știu cineva din echipă care e masseur și face masaje. Cu toate că e practician, el face masaje, dar lumea se simte atât de bine la el la masaj, încât are mai mult succes ca alte persoane în profunzimea relaxării și lucrării. Pentru că e updatat. E ca și cum îți faci un update, mai pui ceva mai mult, mai un acces mai vast la energie și informație. Pentru că nu mai avem chiar foarte mult timp până la finalul emisiunii noastre, cred că mai avem 10 minuțele. Haideți să revenim puțin pe cele mai frecvente întrebări pe care ni le adresează oamenii nouă, practicienilor de vindecare reconectivă și reconectare. Sunt câteva întrebări clasice pe care majoritatea le adresează, amândoi le știm foarte bine. Le-am mai definit. Exact. Pauză și când ne-am mai întâlnit noi, chiar amintește-mi ceva. Păi, hai să vedem prima chestie pe care o întreabă foarte, foarte mulți oameni. Este, bine, dar cum funcționează chestia asta? Întrebarea este foarte bună și provocatoare, pentru că este ceva nou pentru noi ca și omenire de a înțelege, mai ales faptul că nu avem un manual, nu avem o carte specială pe acest lucru. Așa cum nu există niciun manual despre cum să-ți crești corpul. Corpul crește. Nu este un manual care să spună cum să-ți trăiești viața și cu toate astea ne descurcăm destul de bine cu viața noastră. Da? Așa și în vindecare conectivă ne bazăm foarte mult pe instinct. Sunt anumite concepte diferite decât am fost învățat și e greu să predai o asemenea înțelegere mai profundă a ce înseamnă vindecarea conectivă neavând niște concepte fundamentale, încercând să filtreze acest lucru nou prin credințe vechi, printr-un model vechi despre fizică, despre însăși faptul că vedem la demonstrație, când ne depărtăm de persoana în sine, registrele cresc, mișcările cresc. Asta e opus ceea ce am fost învățați din bioenergie, de exemplu. Că energia scade... Unde cu cât te depărtai, scădea intensitatea. Cu distanța scade energia. Aici este invers. Deci clar se bază pe alte principii. Personal am vrut să recomand să se experimenteze direct, practic, să trăiești acest lucru. Însă și persoane care trăiesc o stare de uniune cu întreaga viață, așa o descriu ei, sau trăiesc o iubire cum n-au mai simțit-o niciodată față de ei, față de cei din jurul lor. Și nu știu să explic de ce, de unde vine. Cum explici iubirea în cuvinte? Cum explici o stare de extaz profund în care simți că toată viața te iubește și te îmbrățișează? Cum poți să explici în cuvinte? Era un domn care a venit și spunea: auzi, dar energia asta vine de la Satana sau de la Dumnezeu? Și zic, păi, vrei să vezi? Și culmea, a zis da. Și chiar mă gândeam, zic, măi, cum să vii să te pui pe o masă de masaj și zici, ok, hai, fă-mi ședința asta și mintea ta cumva să crezi că ar veni de la diavol chestia asta. Păi dacă tu ai fi atât de sigur că există acel diavol și îți face ceva, nu nici nu te mai pune pe masă, ar fi stupid, ca și cum te arunci de pe prăpastie. Ca și cum ai întrebat din ce sursă vine iubirea. Da, în concepția mea, iubirea poate să vină dintr-o singură sursă, cea a iubirii. Atât. Și persoana, trăind experiența și observând ce se întâmplă cu el, și-a dat seama că până la urmă au ieșit la suprafață niște furii, niște supărări foarte profunde, și-a dat seama că nu este niciun diavol pe nicăieri, ci erau doar fricile lui, minții lui. Erau îngrijorările lui, supărările lui. Și ulterior, trăind experiența, trăind ședințele, a văzut că e lumină dincolo de acele frici.
Și cum funcționează, se poate explica și tehnic la anumite persoane care sunt mai deschise. Le mai explic vorbind de o grilă de meridiane nouă care se accesează, de un spectru de energie mai vast care se poate accesa și se vede, practic. Se vede în interacțiunea cu oamenii. Dar detalii prefer să ai experiența trăirii și după aceea unele lucruri chiar vin intuitiv. În momentul în care faci ședința, anumite persoane au înțelegeri, înțeleg de ce li se întâmplă anumite lucruri în viață, care e mecanismul care îi face să fie supărat sau nervos în anumite contexte. Și după aia poate să schimbe anumite lucruri. Acum, pentru acele persoane nici nu mai contează de unde vine, ce s-a întâmplat. A fost important că sufletul lor i-a ghidat acolo și chiar o doamnă azi dimineața a zis: măi, am venit cu o durere în piept, așa, în pieptul meu și capul, parcă eram obosită, mi-era somn, așa, și îmi treceau gânduri prin cap, mă, dar nu-și mai duce la ședințele astea. Și a zis că a avut niște momente așa de clare când ceva din interiorul ei, acea voce interioară sau acel impuls interior, a zis: du-te acolo, lasă scuzele, du-te acolo. Și a plecat foarte bine și zice: vai, ce bine că mi-am ascultat de sufletul meu. Și asta este noua energie, să începi să asculți de instinctul tău mai mult decât de creierul, de logică și de acel ego care zice: ai, lasă, nu te duce, nu-ți trebuie chestiile alea. Asta e noua energie. Logic nu poți să explici. Momentan, dacă explicăm tehnic, o să par un science fiction irrealist. Dar dacă îți asculți sufletul, el știe cel mai bine. Cred că experimentarea personală este totul, pentru că în momentul în care omul simte pe pielea lui, experimentează în propria lui viață, aia este totul. Dacă vrei să mă crezi, nici măcar nu-mi dau seama cum a trecut timpul ăsta, pentru că eu aveam aici pregătite mai multe chestii pe care am considerat necesare să le discutăm, dar mai avem chiar mai puțin de 3 minute până la finalul emisiunii. Înainte să se termine, o să trec un pic în revistă, așa, întrebările pe care mi le-am notat eu, că le au oamenii și o să le discutăm într-o dată viitoare. Uh-huh. Sigur că Eric, în timpul conferinței, va da răspunsuri la toate aceste întrebări ca de fiecare dată. Absolut. De aceea chiar invităm persoanele să vină să afle și din perspectiva lui Eric, prin cuvintele lui, să vină pe 21 martie la conferință. Este un eveniment unic și merită trăit. Romexpo, ora 15:30. Sala, e la sala Titulescu, parcă, nu? Titulescu. 2 minute până la final, dragii mei. Întrebările pe care eu mi le-am pus pe hârtiuță, întrebări pe care majoritatea oamenilor le au, erau cum funcționează treaba asta, ceea ce am și discutat. O altă ar fi fost că, în general, oamenii, în momentul în care se află pe masa de masaj, destul de mulți din ei au impresia că practicianul este în mai multe locuri în același timp. O chestie foarte interesantă care se experimentează la vindecarea reconectivă. De unde vine energia asta, Eric o să o spună, o să o explice foarte frumos în timpul conferinței. Și iarăși un subiect care cred că ar fi bine să-l dezbatem într-o altă emisiune, referitor la dacă după vindecarea reconectivă este necesar să se țină sau nu un anumit regim alimentar, dacă e necesar să facă ceva anume sau nu, pentru că oamenii s-au obișnuit prea mult cu aceste lucruri, practicând anumite tehnici sau mergând în altă parte unde li s-a făcut un alt tip de vindecare. Oamenii s-au obișnuit să-și pună aceste limite. Cred că chiar va fi necesar să facem o altă emisiune în care să punem accent în special pe partea asta. Nu trebuie mai mult de un minut. Da, păi deja nu mai avem, cred că 30 de secunde maxim mai sunt până la final. Dragii mei, eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Ian, mersi că ai venit astăzi. Mulțumesc pentru invitație și mulțumesc tuturor telespectatorilor că ne urmăresc și au interesul de a-și crește nivelul de conștiință.
Până miercurea viitoare ne vedem sâmbătă pe 21 la Romexpo de la ora 15:30. Vă îmbrățișăm cu drag, nu uitați, puteți să ne scrieți pe Facebook dacă aveți întrebări sau trimiteți-ne chiar propunerile dumneavoastră pe Facebook pentru emisiunea Direct cu Roberto Grossa. Vă îmbrățișăm cu drag și vă iubim! Hi, my name is Eric Pearl, and I am thrilled to be bringing the brand new Reconnective Healing training program to Bucharest this year, July 10th through 14th of 2015. We will teach you how to begin to feel these frequencies and find them, discover them, and work with them. Volunteers from the audience so you can witness live demonstrations of the healing. Come to Bucharest. I look forward to seeing you July 10th through 14th and learn to become the healing instrument.